Prezente tot mai des în viața noastră, dezastrele naturale au făcut autoritățile să-și îndrepte tot mai mult atenția în ultimii ani asupra efectelor acestora. Și Mehedințiul a fost lovit de calamități care au lăsat în urmă pagube mari. Doar cutremurele ne-au ocolit, pentru că inundațiile, furtunile, puternice și incendiile au pus mari probleme autorităților și, în egală măsură, populației. Problema dotării cu tehnica de intervenție a fost rezolvată în ultimii ani în Mehedinți, însă nu la fel stau lucrurile când vine vorba de pregătirea populației. Deficitari în trecut, când venea vorba de tehnică de intervenție, reprezentanții ISU Mehedinți spun acum că proiectele europene accesate au rezolvat în mare problema. Prin intermediul acestora, aici a ajuns tehnică de intervenție de ultimă generație. Este vorba de autospeciala de intervenție la calamități și dezastre, care are în dotare echipamente de intervenție în caz de cutremur, are echipamente pe care noi le-am primit de asemenea prin containere multirisc de la Inspectoratul General pentru situații de urgență. La acest moment putem să organizăm cel puțin 5 sau 6 echipe de căutare-salvare în caz de cutremur și nu numai. Aceste echipamente pe care le-am achiziționat pot fi folosite exclusiv pentru explozii, pentru să zicem așa, inundații și multe, multe alte intervenții. De exemplu, avem acele echipamente cu care ne mândrim de intervențiile inundații. Avem 48 de echipamente care le-am luat pe proiectul România-Serbia, care asigură o protecție a personalului care intervine. Când vine vorba de pregătirea populației, lucrurile sunt cât se poate de complicate. Dacă în mai multe state evoluate, cetățenii sunt pregătiți cu un minimum necesar în cazul unor calamități, la noi lucrurile sunt diferite. De exemplu, la Drobeta Turnu Severin, oamenii recunosc faptul că le lipsește în casă un rucsac de prim ajutor la care pot apela în caz de dezastre naturale. Deocamdată nu mi-am pus problema, dar cine știe, pe parcurs trebuie și asta. Am, dar nu am suficient ce trebuie acolo în el. Am. Da. Deci aveți? Am. Și ce ați pus în el? Păi am pus așa de prim ajutor ca conducător auto, pansament, ăștia fă și cum se mai zice și o sticlă de asta de, mă rog, ce trebuie acolo pus. Și țineți acasă? Da. Pentru orice eventualitate? Da, da. Cum de v-ați gândit să... Păi am auzit și eu că toate treburile astea. Să știți că nu am. Asta e din nefericire. Dar de ce? Pentru ce trebuie să ne pregătim? Pentru ce? Eu știu, pentru ce? În cazul în care, Doamne ferește, e un cutremur sau este, eu știu, o altă catastrofă naturală. Da, care... e bine, dar știți cum e. Când se întâmplă, uiți și de rucsac, și de... Numai de copii nu-i uiți. Autoritățile recunosc că mai este de lucru în privința pregătirii populației. Practic, fiecare dintre noi ar trebui să avem în permanență acasă o geantă cu obiecte necesare în caz de calamități. În ceea ce privește pregătirea populației, facem eforturi foarte mari, s-au făcut eforturi chiar de la nivel Inspectorat General prin aceste campanii naționale care s-au făcut. Știți că chiar acum rulează și pe posturile noastre de locale aici mai multe campanii în ceea ce privește la cutremuri, la incendii, la gospodării și așa mai departe. Însă aici trebuie să spunem că încă eforturile noastre nu au avut foarte multe rezultate. La capitolul dotări, pe un proiect România-Bulgaria și jandarmii din Mehedinți au achiziționat de curând tehnică de intervenție în caz de dezastre.